Șefa Inspectoratului Județean Școlar ar putea fi destituită. Prefectul de Gorj, Cosmin Pistol, a declarat în exclusivitate la TV Sud că este extrem de nemulțumit de activitatea de la ISJ Gorj și a dat un ultimatum profesoarei Maria Cochină, aflată la conducerea instituției. Nu exclude schimbarea șefei ISJ dacă aceasta nu se va conforma cerințelor prefectului. Prefectul Cosmin Pistol a declarat că Maria Cochină nu are o colaborare bună cu echipa sa și nu a pregătit cum ar fi trebuit începerea anului școlar. Mi-am dat seama că, acum o spun franc, doamna inspector școlar, doamna Maria Cochină, cumva nu are o strânsă legătură cu echipa dânsei de management. Mi-am dat seama cumva că este dusă în eroare, da? Și din acest punct de vedere m-am implicat. Și am vrut să văd efectiv cum stă situația în școli și pe alocuri am fost dezamăgit. Adică în ultima săptămână, înaintea începerea anului școlar, 90% din unitățile de învățământ verificate, da, vizitate, nu erau pregătite pentru începerea anului școlar. Cosmin Pistol i-a dat un ultimatum profesoarei Maria Cochină, aflată la conducerea instituției. Vă gândiți și la măsuri, dacă, eu știu, nu se vor conforma tuturor acestor lucruri, pentru a face ca până la urmă instituția să funcționeze, iar școlile să funcționeze. Prefectul are răbdare, da, și această răbdare e limitată. Da, și sunt măsuri care sper să nu le pun în practică. Vorbim de o doamnă foarte bine pregătită profesional, nu facem un subiect, dar dacă vorbim despre școli, nu trebuie să vorbim și să amintim de cine conduce acest inspectorat. Deci, repet, colaborăm, dar aștept anumite schimbări în zona asta. S-au produs, eu știu, se vede un trend pozitiv în aceste, se vede o schimbare de când i-ați transmis doamnei inspector general aceste lucruri? Da, se vede o schimbare, dar nu acolo unde m-aș fi așteptat eu. Încă mai am răbdare, da? Dacă deficiențele constatate de prefectul județului nu vor fi remediate, Maria Cochină riscă să fie destituită din funcție.